După ce timp de 7 meciuri nu a dat gol și nu a învins pe nimeni, CSC Dumbrăvița sparge gheața și obține o victorie în fața celor de la Concordia Chiajna. La limită este drept cu scorul de 1-0. Succesul îi plasează pe dumbrăvițeni deasupra locurilor retrogradabile, pe 13, cu 22 de puncte. La pauză, scorul a fost 0-0 și spre acest deznodământ părea că se îndreaptă partida. Însă, în minutul 88, Paulevici a punctat pentru 1-0 și a adus 3 puncte formației timișene. Așteptam meciul ăsta, tot am așteptat golurile astea, tot am așteptat victoria asta. Da, ca o deschetușare. Cum la alte meciuri am fost lipsit de șansă și mă refer aici cel mai mult la meciul cu Slobozia. Astăzi am avut și șansă la ocaziile care le-au avut ei sau mingile apărate de Toroc. Am avut și șansă, am muncit foarte mult. S-a văzut în jocul nostru de astăzi crispare, asta datorită rezultatelor mai proaste din ultimul timp și s-a simțit crisparea asta în jocul nostru. Aveam nevoie de victoria asta ca să ne deschetușăm, să începem să acumulăm puncte, să jucăm un fotbal fără presiune. Na, a fost un meci în care noi ne-am închis destul de bine, ei au pasat mai mult, ei au fost echipa mai periculoasă, un pic mai periculoasă în timpul jocului, dar am muncit foarte mult. Asta era spiritul nostru, spiritul Dumbrăviței, victorii cu multă muncă, pentru că clar suntem inferiori, cum am spus-o, clar suntem inferiori din punct de vedere tehnic, vorbesc aici doar pe parte fotbalistică, din punct de vedere tehnic suntem inferiori, pentru că sunt fiecare echipă care a luptat la play-off, au jucători, mulți jucători, cu ani mulți la divizia A, divizia B, la Liga 1, Liga 2. Și lucrul ăsta se vede ca calitatea jucătorilor, dar cu grupul reușește. În momentul când grupul e unit și când muncește și luptă, reușește și rezultate din astea.